Secrete de familie. Episodul 4. Fața mea nu e fața mea. Fața asta pe care o vedeți acum nu e fața mea. E reconstruită în proporție de 90%. Dar să nu spuneți nimănui. N-aș vrea să se știe, vă imaginați, eu actor, n-am chef să se știe asta despre mine. Plus nu am cicatrice, nu se observă. Decât dacă, mă rog, dacă te uiți de aproape. Doar ai mei am știut. Dar maică mi-a murit acum 15 ani, nici taică mi-a nu mai are mult așa să-i ajute Dumnezeu. Deci cumva e secretul nostru. Aveam 18 ani. Taică mi-a adus într-o zi un câine, un dog german. Un câine foarte mare și foarte agresiv. Ca taică mi-a așa. Că știți cum se spune, că semănăm cu animalele noastre. Sau invers, că ele seamănă cu noi. Eu nu cred că animalele le alegem așa, pur și simplu. Bine, aici e un pic dubios că poate nu se aplică decât la stăpânii de câini. Așa, a venit într-o zi taică-miu cu un câine acasă, naiba știe unde l-a găsit. Nu am zis nimic nici eu, nici maică-mea. Doar ne-am uitat unul la altul în felul ăla, uite și la nebunul ăsta. Că taică-miu era ăla cu animalul n-are ce căuta în casă, că să nu prind animal la mine în casă, că-i rup picioarele, mă rog. Jur. Mie mi-a trecut prin cap când l-am văzut cu câinele după el că vrea să-l omoare în fața noastră ca să ne dea o lecție. Știi că și eu m-am gândit la același lucru? Atunci când a intrat în casă. Ia veniți încoace să vedeți ceva. Nou membru al familiei. În plus, în seara aia nu erai băut. Asta a fost și mai dubios. Parcă puteam la o adică înțelege sau găsi o explicație pentru câine, habar n-am, l-a rugat cineva să aibă grijă de el. Dacă taică mi-o putea veni treaz într-o seară acasă, asta chiar era dincolo de orice înțelegere. Bine, nu că-i caut scuze, dar atunci cam toți erau așa, toți muncitorii ăștia, niște brute, își beau și mințile. Toți, la fel, o apă și un pământ. Unul nu ieșea din normă. Veneau acasă pe 7 cărări și, pe urmă, scandal. M-am mușcat de față și a rămas în bot cu jumate din fața mea. Chiar atunci, în seara aia. Nu făcuse nimic ciudat, eram la birou la mine și la un moment dat am ridicat privirea din carte sau din ce făceam eu atunci, am ridicat privirea că era ceva la televizor. Era o femeie care țipa și avea așa un țipăt foarte ascuțit, de mi-a atras atenția. Și am ridicat privirea din ce făceam și următoarea chestie, o durere pe care o simțeam în creier, cumva. Și sânge. Mult sânge, că fața e foarte vascularizată. Nu știu ce l-a pucase, dar era un câine mare, adult. Nu cred că era dresat. Îl pierduse unul la poker. Ce să fac? Nu mai avea nimic, doar câinele. Ia-l, că e câine bun, zice, sănătos, rasă pură, e câine scump, l-am de la cumnată în Germania. Ia-l, că poți să-l vinzi. Ce dracu să fac? L-am luat și am venit cu el acasă. Și a sărit la copil. În secunda 1 am văzut cum fața băiatului a devenit o bucată de carne. Și mă gândeam decât că... Gata. Că s-a dus teatru. Era la începutul lui martie, cam așa, și copilul trebuia să aibă admitere peste câteva luni. Și voia să dea la teatru și eu asta m-am gândit atunci, că s-a dus. Nu mai are nicio șansă. În secunda a doi, i-am sărit în spate și i-am pus mâna în gât. S-a potolit. Cred că după aia am leșinat sau ceva de genul, că m-am trezit la spital. Am fost convins că gavra e turbată. Am zis, am nenorocit băiatul. L-am omorât eu cu mâna mea. M-au dus la urgență la București. Dar asta știu din ce mi-a povestit maică-mea. Mi-au luat piele de pe cur și mi-au refăcut fața. Cicatricea de pe față nu se vede. Aia de pe cur, da. Nu-mi place chestia asta, dar pot să fac ceva? Credeți că pot să fac ceva?
A, vreți să vedeți cicatricea? Aia pe care o am, nu aia pe care ar fi trebuit să o am. A doua zi l-am dus la cineva la țară. Îmi era frică să mai rămân cu animalul în casă. Abia atunci, în ceasul al 12-lea, am zis, gata, s-a terminat. Chestia asta s-a terminat. Și m-am întors cu băiatul acasă de la spital și am spus să dispară din casa noastră. Eu nu înțeleg de ce am suportat atâția ani. De fapt, nici măcar aia nu e cicatrice adevărată. Chiar dacă se vede. Ascultați la mine, cele mai periculoase cicatrice sunt alea care nu se văd. Alea tăcute, alea secrete. A mea e taică-miu. Știți cum e, mai ales în orașe de-astea mici, și așa era. Acum oamenii, mă rog, s-au mai deșteptat, dar era o mare rușine să divorțezi. Era ca și cum recunoșteai în fața tuturor că viața ta e un căcat. Farfurie întinsă. Stran. A fost. Castron de supă, de la bunica mea. Stran și cu ăsta. Morții mamii tale. A fost. Oală de ciorbă, de perișoare. Ți-am spus să morții mătii să nu mai îmi faci ciorbă de perișoare, că n-o suport. Direct pe fereastră. Cartofi prăjiți, e tot ce am avut în casă. 3 cartofi și o lingură de ulei. Cartofi prăjiți să-i faci lui tactul, nu mie. Cartofi prăjiți pe pereți, pe parchet, peste tot. Altfel, e băiat bun când nu bea. Dar el bea tot timpul. Când mai e băiat bun? Tot timpul beau. Plec de acasă, trec pe-n piață, iau repede un rom și o bere. Mai bag o combinație de-asta la barul de lângă fabrică. La fabrică mai muncești și mai muncești, dar muncești chiar tot timpul. Ce ești? Mașină? Ești om! Și la om, îmi place să mai beam băhărere. Beau și eu acolo, băieți. La om îi place să bea mai multe. Toată copilăria și adolescența mea ai fost așa. Așa cum? Așa, mi-era groază de tine, mi-era rușine. Toată școala știa că eu sunt băiatul ăla. M-am purtat cam mult. Nu vorbeam cu nimeni despre asta. Țineam în mine, mi-era rușine de colegi că știau toți, eram toți vecini. Mă mai întreba câte o profă că de ce am cearcăne și arăt obosit, că de ce am caietele pătate de grăsime. Ce să le zic? Iar a făcut taică-mi circ, iar a aruncat mâncare pe pereți și pe unde a apucat și pe caietele mele, pe care nu apucasem să le strâng. Când eram în a 12-a, numai la asta mă gândeam, să mă duc la o facultate unde să nu știe nimeni de mine. Am avut norocul că niciunul din colegii mei nu se gândea să dea la teatru. Facultatea a murit, ce să zic? Da, acum s-a potolit, tăti. Ai văzut și tu. Maica mea nu mai e. Taică meu, de când s-a pocăit și că nu mai bea. Eu știu dacă să-l cred. Poate chiar nu mai bea. Nu mai bea, tăticu. Mi-e frică de-l de sus, care toate le vede. Toate le știe. Ați ascultat Secrete de familie, episodul 4. Fața mea nu e fața mea. Au interpretat Robert Bălan, Carmen Florescu, Alex Fife. Text și documentare Elena Vlădăreanu. Muzică originală și ilustrație muzicală Miron Ghiu. Sound design Petre Fall. Visuals Liliana Basarab. Regia Robert Bălan. Un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.